Polițiștii biroului rutier din Câmpina s-au confruntat astăzi cu un caz mai puțin obișnuit. În încercarea de a ajunge în vârful dealului Mușcel, un conducător auto a ales drumul pe care în mod obișnuit se face off-road. Numai că mașina, un Logan, a derapat și a ajuns într-o mică prăpastie. Șoferul este o femeie în vârstă de 90 de ani. Drumul ăsta îl fac din 44 mereu. Acum a fost un vițel care mi-a tăiat drumul. Păi conduc din 44. Am fost în Franța acum, am condus. Am fost în Algeria cu copii, cu mașina. Eu și soțul meu era acolo, așa că am experiență. În jurul orelor 11:30 am fost sesizați telefonic la sediul Poliției Câmpina despre faptul că în zona dealului Mușcel s-a produs un eveniment rutier. Ne-am deplasat imediat la locul respectiv. Bineînțeles că am ajuns cu ceva dificultate. Terenul arată ca un off-road. Și am constatat că acel Logan de culoare roșie este intrat frontal într-un copac. Doamna este născută în 10 octombrie 1923. Șoferița de 90 de ani nu va fi amendată, deoarece în momentul producerii accidentului nu se afla pe un drum public. Deoarece locul unde s-a petrecut acest eveniment nu face parte din drumul public, se numește că e în clasa evenimentelor rutiere și bineînțeles că nu va fi sancționată contravențional, va primi autorizația pentru repararea autoturismului. Nu posedă asigurare casco. Reparațiile vor fi suportate personal. Conform legislației în vigoare, polițiștii nu pot reține permisul persoanelor în etate decât pe baza unei adeverințe de la medicul de familie prin care se dovedește că șoferul nu are capacitatea necesară de a conduce o mașină.